un arcăr de Paște. Amin. Doamne ajută, sănătate, mai bine. Doamne ajută, sănătate. Iar în ziua cea din tâi a azimelor au venit ucenicii la Iisus și l-au întrebat: unde voiești să-ți pregătim să mănânci paștile? Dânsul le-a răspuns: mergeți în oraș la oarecine și spuneți: învățătorul zice, timpul meu este aproape, la tine vreau să fac paștile cu ucenicii mei. Și ucenicii au făcut cum le-a poruncit Iisus și au pregătit paștile, iar când s-a făcut seară s-a așezat la masă cu cei 12 ucenici ai săi. Pe partea dreaptă. Frunză și poliție. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Așa, haideți. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Am fost și amavoghen la mătăsare, ne-am întârziat. Vedem ce ne așteaptă. Nici pentru mine va fi o surpriză, nu știu. Dacă ne iese, înseamnă că România e bine, e ok, mai este patriot. Mi-a spus, nu atât pentru România face. Ieri am împărțit Paștele, acum seara lumina, cozonaci, mâncare, am făcut astăzi de dimineață și am împărțit. Noi ne-am încheiat, exact, noi ne-am făcut datoria față de parohie deja. Strade, da? Da, da. Parte și... Mircea, pe partea stângă, tu am... Adevărat, Doamne ajută, sănătate! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Doamne ajută, Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Domnul să vă audă! O să uităm să vă împărtășesc dimineața, da? Veniți mine! Mâine dimineață, da? Sunteți bine toți? Da, părinte, da! Cioi. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos a înviat. Multă sănătate, Doamne ajută. Hristos a înviat. Stați că va prinde urmularea. Paște fericit, Doamne ajută, sănătate. Adevărat a înviat. Nu, am împărțit ieri Paște peste tot în parohie. La lumina aici. Da. Împărțiți cum știți, așa pe rând, pe rând, nu toți odată, cum vă cunoaște în lumea locului.
Uite, cum deschid acum o casă. Hristos a înviat! Nu se aude mai tare! Hristos a înviat! Acum merg la biserică! Doamne ajută! Hristos a înviat! Vreau să știu câți dintre dumneavoastră rămân, dacă rămân, pentru că mi s-a atras atenția că suntem prea mulți pentru a noapte, la miezul nopții. La biserică, da, că s-a speriat poliția când a văzut atenția. Eu trei oameni. Hristos a înviat! Haideți să cântăm cu toții, Hristos a înviat!